Cetățenii orașului Victoria sunt în plină campanie de colectare a gunoiului. Potrivit primarului Camelia Bertea, este însă nevoie de înțelegere. Acțiunea de colectare selectivă a fost preconizată să fie demarată undeva prin luna mai. Însă, din păcate, achiziția cubelelor și faptul că noi suntem într-un ADI, din care mai fac parte încă 6 state, toți avem un contract de delegare către Ecosistem, firma care adună gunoiul, a trebuit și am fost nevoiți să așteptăm. În acest moment, toate cele 6 state și Victoria suntem pregătiți. În orașul Victoria avem 22 de zone pentru pubele, pentru pubelele cetățenilor de la blocuri și avem peste 300 de case. La case au fost distribuiți saci colorați, iar cei care nu au avut două pubele, pubela de compost și pubela de menajer, au primit suplimentar aceste pubele, iar pentru partea ce ține de hârtie, de PET și de sticlă, au primit saci. De asemenea, suntem într-un parteneriat cu firma Febra. Sunt cei care, pentru întreaga de IU, au făcut toată campania de publicitate. Sunt cei care, de asemenea, au făcut pliantele, peste 60.000 de pliante care au fost distribuite peste tot. Și toți dânsii sunt cei care ne-au furnizat sacii în acest parteneriat în mod gratuit pe care noi i-am împărțit la populație. Pentru partea de blocuri nu s-au împărțit saci, pentru partea de blocuri s-au pus pubele, pubele de 1100 de litri, pe culori specifice. Campania de colectare a început de 2 zile, mai exact, pentru că acum am reușit să instalăm în absolut toate zonele din oraș acest lucru. Pentru moment este un proces destul de dificil. Avem speranțe că încet, încet ne vom educa. Sunt convinsă că victorienii au un spirit civic extraordinar și că într-un final noi vom ajunge la rezultatul dorit. Sistemul funcționează cu ajutorul a 2 autovehicule care ridică resturile menajere mai întâi și apoi, după descărcare și igienizare, revin la tomberoane pentru ridicarea materialelor colectate selectiv. Momentan, colectăm doar cu 2 autogunoiere, sunt singurele pe care le avem în cadrul ADI-ului, dar colectăm gunoiul menajer și compost într-o primă fracție dimineața, selectiv, după care mașinile se reîntorc la bază, sunt spălate și pentru zonele de blocuri se reîntorc, pentru partea de reciclabil, hârtie, sticlă și PET. Din păcate, momentan acestea sunt condițiile. În stația de sortare unde ajunge materialul, el este împărțit pe hârtie, PET și sticlă cum vine, sunt puse pe stații, ulterior vor pleca atunci când se strâng cantitățile suficiente la un sortator autorizat pentru care vom primi și bani pe servicii. De exemplu, ca să plece PET-ul avem nevoie de 20 de tone de PET care să fie încărcate în tir și care să plece la sortator. Este important ca oamenii să respecte destinația tomberoanelor conform codului de culori și inscripțiilor specifice. În cazul în care sunt amestecate materialele reciclabile cu resturi menajere imposibil de sortat, întregul conținut al tomberonului este ridicat ca rest menajer, efortul celor care au colectat selectiv fiind astfel nul. Chiar dacă deocamdată au fost doar avertizări, un cetățean care a aruncat molozul în mod ilegal a primit o amendă de 1000 de lei. Regulamentului de bună gospodărire se vor da și amenzi. Am început acest lucru după ce cetățenii au fost avertizați. Unul dintre ei a continuat și a persistat cu materiale de construcție. A fost invitat la primărie, iar astăzi el și-a încasat amenda. Pentru că nu este normal să se întâmple așa ceva, atâta timp cât ei au la dispoziție un număr de telefon la care pot suna, iar firma Ecosistem vine și ridică materialele de construcții sau orice altceva. Nu este de asemenea nici normal să se arunce haine în cantități uriașe, atâta timp cât pe teritoriul orașului Victoria există containere speciale pentru haine. Noi avem un parteneriat cu cei de la Caritas care se ocupă de așa ceva. Ele acum sunt golite săptămânal, deci în consecință au și aceste resurse.